Am mai trecut un an, Adrian, mai bine. Mulțumesc pentru bucuria de a-l marca împreună în culorile frumuseții, în bucuria de a fi, în magia violoncelului tău, în frumusețea ta de om. Este tot ceea ce își poate dori cineva de Crăciun. Frumusețea și iubirea, uite că nu se petrece decât în doi. Ia uite, pentru frumusețea dumneavoastră și a sunetului dumneavoastră am reușit să creăm împreună un moment unic. Da. Inefabil. Da. Să poți să-ți permiți în viață să lași lucrurile să se întâmple, ajungând uneori în vârful muntelui, alteori în prăpastie, dar întotdeauna continuând. E o dificultate în a înțelege că viața e alcătuită din momentele. Ce ați mai făcut, Adrian, peste anul acesta? Multe lucruri. Sunteți primul antitrist din istorie, da, pe care am șansa să-l întâlnesc. Da. Sunt primul antitrist, n-aș vrea să fiu ultimul antitrist, cred că dumneavoastră sunteți următorul antitrist. Sunt apostolul. Apostolul. Primul apostol. Primul apostol antitrist. De ce antitrist? Pentru că uneori e bine să râdem, să nu uităm că trebuie să râdem, să nu uităm că trebuie să fim frumoși și că avem nevoie și de a zâmbi și de a râde, nu doar să rămânem încruntați tot anul, măcar acum să ne descrețim puțin frunțile și după ce vom cânta niște melodii împreună superbe, să putem să și râdem puțin. Antitristul este o formulă nu neapărat făcută împotriva tristeții, ci culmea, un om trist ca mine vrea să fie antitrist și este antitrist de multe ori. Îmi vine să râd de atâtea ori. Sunteți un om trist? Da, sunt. Deși aveți naștere. Atâta putere, atâta curaj, da. Și puterea și curajul mai ales sunt antitriste. Da, sunt antitriste, dar ia uitați-vă, Doamne ferește, nu vreau eu să fac o comparație între mine și acele mari spirite ale lumii, dar dacă mă uit așa la marile talente ale lumii din actorie, de exemplu, Charlie Chaplin, da, te făcea să râzi atât de mult, dar parcă avea o privire tristă așa. Și de multe ori avea scene în care parcă îți dădeau lacrimile. Mă uit la maestru Horațiu Mălele, care te poate face să râzi până ți se rup mușchii stomacului. Și totuși are momente în care e atât de grav. Cred că cei care râd foarte mult știu să și plângă foarte mult. Da. Din păcate sau din fericire, nu știu cum. Sunt împreună, da, da. Cu cât știi mai mult taina nopții și a tristeții, da, da, cu atât taina bucuriei îți apare. E nevoie de multă tristețe ca să sape în noi, așa cum spunea Khalil Gibran, ca să putem, da, da, să umplem acea cupă, da, cu fericirea și cu bucuria. Păi ia uitați cu ce putem să umplem acolo și acum. Da. Cine n-are dor pe vale sau pe lungă? Am luat această melodie pe care o fac cu dumneavoastră. De fapt, e o melodie compusă de mine, stil, în gen de blues, dar versurile sunt tradiționale. Am luat dintr-o doină aceste versuri și am pus-o pe... Și atunci sună așa straniu și frumos. Cine nu are dor? Pe vale. Nu știe luna când răsare. Cine nu are dor pe lungă, nu știe luna când se culcă, nici noaptea cât e de lungă, să vorbim de dragoste aici și de a și râde puțin, pentru că i-am făcut-o în așa fel încât la sfârșit să se râdă bărbatul și femeia care se curtează reciproc și la un moment dat se pierde, la un moment dat se regăsesc. E o glumă aici. Cine n-are dor pe vale? Cine n-are dor pe vale? Nu știe luna când răsare, nici noaptea cât e de mare. Cine n-are dor pe vale? Cine n-are dor pe vale? Nu știe luna când răsare, nici nu
noaptea cât e de mare. Vino mândro, vino iară. Vino mândro, hai mă, până afară. Nu vin badeo, nu vin doară. S-o lăsăm pe mâine seară. Cine n-are dor pe luncă, cine n-are dor pe luncă, nu știe luna când se culcă, nici noaptea cât e de lungă. Cine n-are dor pe luncă, cine n-are dor pe luncă, nu știe luna când se culcă, nici noaptea cât e de lungă. Vino mândro, zise-l Petru Adorău, vino iară. Hai mă mândro, mă. Vino mândro și tu până afară. Zise ea, nu vin badeo, nu vin doară. S-o lăsăm pe mâine seară. Și el s-a enervat și a plecat. Și ea a venit după el după un timp. Vino badeo, hai că am venit și eu până la tine. Opa! Hai mă badeo, puțin până afară. Zise el, nu vin mândro, nu vin doară. S-o lăsăm pe mâine seară. Ce-ai făcut? Nu, nu se poate, nu se poate. S-o lăsăm pe mâine seară. Nu, nu, nu cred că ești atât de rău cu mine. Nu, nu, nu cred. S-o lăsăm pe mâine seară. Nu, 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 nu se poate să fie chiar așa. S-o lăsăm pe mâine seară. Noi, în general, o lăsăm pe mâine seară. E o glumă, da. Da. De ce nu știți cum e și în arta aceasta a făcutului, cum îi spune, de curte, să spunem așa, când faci curte unei femei? La început, cu siguranță, cum se întâmplă de multe ori, ea nu-ți arată că îi place de tine, dacă îi place de tine, nu. Și atunci este o întreagă nebunie de aici și drumul e foarte greu. Probabil e mai frumos să cucerești greu decât să cucerești foarte ușor. Probabil. E foarte important arta de a face curte. Da. Arta de a face curte cred că ne spune despre ceva foarte important în viața noastră. Dacă obținem un lucru ușor și rapid, îl devalorizăm. Avem nevoie de alternanța, nu se poate, se poate, nu se poate, se poate. Mm-hmm. Și apoi soțiile noastre, care au fost vor fi fost cucerite deja, de. Ar trebui de asemenea să ne spună săptămânal, să o lăsăm pe mâine seară. Așa ar trebui. Aici este un loc în care se întâmplă lucruri foarte frumoase. Bine, există și riscul de a fi refuzat prea mult și asta înseamnă că deja intrăm da. În dureri și în chinuri chiar, da. Dar n-avem ce face. Cine poate să reziste da. Refuzului successiv ca să cucerească garoafa vieții da. Sale? Oricum, ce este ușor de câștigat, se pierde ușor. Da. Așa că, cum bine spuneți, e mai bine să fie greu. Oricum, 9 luni trebuie unei femei să nască. Până, deci nu naștem 2 săptămâni, până se coace copilul acolo în cuptorul ei. Așa? Da. E 9 luni, vă dați seama. Eu când studiez o piesă de Bach, sau, păi o studiez până în Saluchi, câteva săptămâni, poate câteva luni, ca să-mi iasă un moment de un minut. Trebuie să studiez câteva luni, pentru un minut. Lucrurile acestea începem să le uităm.
Poate pentru că ne putem permite să cumpărăm computere din ce în ce mai performante și dintr-un click am obținut ceea ce am vrut. Performanța nu se poate obține dintr-un click. Culmea. Nu. Dar, da, poți să-i asculți pe oameni, poți să asculți multe lucruri dintr-un click. Primăvara vine încet. Ziua. Firesc. Vine încet. Da. Ca să se nască orice operă a naturii, o plantă, cât timp îi trebuie să deschidă. Și cât de ușor poți să tai acea plantă sau acel copac. Da, cât de ușor. Aviz amatorilor, cei care taie pădurile noastre, câte mai sunt. Știu că am vorbit anii trecuți despre un copac al copilăriei dumneavoastră. Da. Da. Care a dat din nou, chiar dacă a fost tăiat, a dat din rădăcină. Da. Așa ne găsim și noi oamenii, chiar dacă uneori suntem tăiați. Și el știe. Am senzația că simte când trec pe acolo. Eu și îl mângâi, are acum zeci de tulpini foarte frumoase, pline de frunze, așa, cam la un metru jumătate. Excepțional! Deci n-a murit. Deci se poate. Nu? I-ați cântat vreodată copacului? Mă, nu. Dar când eram mic, eu studiam cu geamul deschis. Cred că el m-a ascultat de multe ori. La început n-am prea cântat cum trebuie pe violoncel. Știți cum? Primii ani, când înveți să cânti pe un instrument, e foarte greu. Nu poți să intri direct în sunet. Vă dați seama, am stat vreo 2-3 ani numai ca să rezolvă poziția mâinii drepte pe violoncel, care trebuie să fie exact la un unghi, arcușul față de corzi, la un unghi de 90 de grade. Vă dați seama, m-am chiunit de mi-au sărit capacele până am rezolvat acest sunet. Vreo 2 ani trăgeam doar așa. Dar acum sună bine sunetul acesta, dar când eram atunci foarte mic, în clasa 3 am ajuns eu la muzică, nu trăgeam atât de bine cu mâna dreaptă. Ea aluneca, arcușul aluneca pe coardă cum nu trebuia și s-auzea ceva cam așa. Adică nu era un sunet, era un zgomot. Nu știam, cam așa sună un an, doi, când învățăm. Și vă povestesc o poantă, a venit fratele meu mai mare, Coptan, a venit un prieten al fratelui meu, Leonard, și a intrat în casă și s-a oprit așa și a zis, mă, Mircea, că așa îl chemă pe fratele meu, Mircea, mă, Mircea, tu cred că ți-a uitat aspiratorul în priză. Zice, fratele meu, nu aspiratorul, e fratele meu mai mic, care studiază la violoncel. Deci, 2 ani, am chinuit și pe vecin cu asta, n-avea ce să fac, până să ajung la primul sunet. Păi ce mult îți trebuie să ajungi până la un sunet așa, fără să-ți tremură arcușul, fără să-ți tremură mâna dreaptă. Un sunet simplu, pe coardă liberă, fără mâna stângă, ajutorul mâinii stângi. Să vedeți ce mi s-a întâmplat la prima oră de violoncel. Păi, la prima oră de violoncel a venit un profesor excepțional de bun, domnul Chiș, care acum nu mai este printre noi, din păcate, și mi-a zis așa, scurt și la obiect. Eu eram foarte mic, nu existau violoncele atât de multe pentru copii foarte mici, și mici de înălțime, eu stăteam pe un scaun normal, că nu existau scaune de copil pe atunci, cu niște cărămizi sub picioare, aveam picioarele scoase. Violoncelul nu era chiar pentru mine, era mai mare decât trebuia, dar oricum, acolo există violoncel de un sfert, de jumătate, de trei sferturi și de... Nu existau de sfert, nu existau, cred că numai de jumătate, ceea ce pentru mine era mare pe atunci. În orice caz. Și mi-a zis foarte scurt și la obiect, dacă, uite, așa se ține mâna dreaptă, mi-a pus așa, prima mea oră țin și mâna stângă așa. Dacă vrei să urci înălțimea sunetului, cobori mâna. Dacă vrei să cobori înălțimea sunetului, urci mâna. A fost o răsturnare de lume pentru mine. Nu înțelegeam cum Dumnezeu, dacă vreau să urc sunetul, trebuie să cobor mâna și dacă vreau să cobor sunetul, trebuie să urc mâna. A fost o nebunie. Am venit acasă nedumerit, nu înțelegeam. Cum adică, Dumnezeu, nu înțelegeam ideea. Dar de fapt e foarte clar. Uite, dacă te uiți la mână cum merge în josul violoncelului, sunetul urcă. Dacă cobor mâna, sunetul, dacă urc mâna, pardon, dacă urc mâna, sunetul coboară, că mă încurc și eu acum. Și cum mă jucam eu. Deci, până am înțeles acest lucru simplu. Asta e o filozofie profundă. Ca să poți să urci, trebuie să cobori. Ca să poți să cobori, trebuie să urci. Da, nu m-am gândit la asta, da. Da? Și mai apoi, după primii ani în care am învățat să cânt de violoncel, cum mă jucam, imitam sunetele din natură, râdeam, făceam haz, îmi plăcea, descoperam sunete noi pe instrument când puteam. Deja după 4-5 ani puteam deja să mă joc puțin cu violoncelul și asta mi-a dezvoltat și tehnica mâinii drepte foarte mult, joaca pe instrument. Încercam să imit, de exemplu, asta. Sunetul după ce, adică mașina după ce trece, culmea, sunetul coboară, interesant, sau un... Tot
tot felul de tune sau pe instrument. Sau când ieșea, înainte de ieși un profesor din sală, eu mai făceam așa. Și el se întorcea. Cine are? Eu încercam să imit cât mai bine râsul unui om, înălțimea râsului unui copil. Da, da. Mai era și ies deja acum, am păstrat aceeași plăcere de a descoperi sunete, de a căuta, de a mă juca pe instrument. Joaca, cum spunea Einstein, e foarte importantă, în afară de toate informațiile pe care le învățăm la școală, spune el, e important să avem fantezie și fantezia ține și de o anumită plăcere a căutării și a jocului. E foarte important asta. Dacă ne pierdem, ne uscăm. Trebuie dacă să nu râdem, cum să nu râdem Antitristul? Cum să nu faci așa ceva? E nenorocit pe oameni când faci așa. Eu chiar am făcut pe un CD de-al meu, pe care o să-l scot acum în câteva luni, acest efect și lumea a zis, mă, dar unde eu reușit să înregistrez o mașină? Păi zic, nu, cânt eu pe violoncel. Da, orice poți să faci. Și poți să rele exact ca la ciocârlia pe vioară. Câte lucruri poți să faci pe un instrument? Ce frumos dacă ai idei și te joci. Joacă e foarte important. Da, da. Și asta vine și din dorința de a râde. Chiar dacă ești trist, nu. Când ești mai trist, dacă reușești să îți impui cât de cât să nu numai să-ți propui, să-ți cumva să te lupți, hai mă să mai și râd, să mai am puterea să zâmbesc, dacă chiar dacă nu am atâta forță în mine, mă, de undeva îți găsești forță chiar când ai senzația că nu mai ai deloc forță și ești praf, uite că găsești o forță. Fiecare om, de fapt, este un zâmbet al Universului. Da. Suntem o floare care zâmbește, numai că trebuie să ne spună cineva lucrul acesta sau să ne reflecte cineva imaginea. Oameni care au prins taina faptului că sunt un zâmbet al Universului și se pot juca, cu cât v-ați jucat în viața dumneavoastră, cu atât mai mult ați reușit să ne învățați și pe noi să ne jucăm. Păi este faceți. Fantastică. De exemplu, cum am reușit să mă joc cu mâna dreaptă timp de vreo 6 luni, nu știam să... Ce grea e tehnica asta de a trece corcușul pe 3 corzi, să atingi fiecare coardă odată, la un moment dat atingi una dintre ele de 2 ori, cea ultimă de sus și cea primă de jos, iar cea între doar odată o atingi. Asta de dor. Să treci, ăsta este arcușul Paganini, că el a inventat asta. Și am studiat foarte mult, pentru că nu ți iese din prima acest ricoșet, acest salt al arcușului, controlat, foarte controlat, peste corzi. Întâi, altfel e necontrolat. Nu poți să controlezi. Și am studiat luni de zile așa. Ca să simt mișcarea asta. Mă, luni de zile, a fost ceva. Până am început să mișc mai rapid mâna și am putut să cânt chiar și exact ce cânta Paganini. Ce ușor par aici. Da, am studiat mult ca să... Adică poți să faci orice. Mi s-a dezacordat puțin violoncelul când cânt așa, ca un dement pe instrument. Dar merită unor să dea această energie publicului. Merită. Poți să cânti o melodie lentă și să-i dai energie în melodie lentă. Am observat că, cred că unul dintre cele mai importante lucruri în concert este să poți să dai o energie puternică celorlalți. Dar trebuie să te încarci tu cu energie extraordinară, mă mai încarc și de la public și de la oameni. Și după aia simt că îi cotropesc cu energia mea și ei mă cotropesc pe mine cu energia lor. E o îmbinare extraordinară. Nu prea pot să dorm după un concert ca ăsta, pentru că sunt foarte încărcat energetic. Vă trebuie câteva ore să vă... Trebuie câteva ore, poate o noapte. Toată noaptea stau așa cu ochii deschiși, mă uit la televizor că n-am ce să fac, mă uit la știri sau la un film bun, pentru că am prea multă energie. Mi-ar veni să joc fotbal 3-4 ore, chiar dacă eu sunt epuizat fizic. Am atâta energie, mă încarc deci de la... Da, e o viață. Aveți concerte în muzee, în locuri absolut fantastice pentru arta dumneavoastră. Da. Și în școli? Am și în școli, am fost în câteva școli, pentru că eu vreau să vorbesc, să le vorbesc tinerilor, mult mai tineri decât mine sau decât noi, să le vorbesc despre ceea ce a mai rămas frumos în noi și ceea ce putem. Că noi suntem oameni care avem
un suflet minunat. Majoritatea, nu știu dacă toți oamenii de pe pământ, toți oamenii au un suflet, dar unii nu și-l folosesc. Și atunci vreau să vorbesc și de valorile noastre române și de valorile umane. Chiar le-am vorbit de una zi despre faptul că și i-am întrebat dacă deschid ușa și lasă fetele, i-am întrebat pe băieți, dacă lasă întâi fata să intre într-o încăpere sau intră el primul, dacă deschide ușa, dacă... Adică am vorbit și de diplomație și de gentilețe și de bunele maniere care sunt atât de plăcute. Vreau să mai zic ceva, un coleg de-a meu, apropo de cultură, că vorbim și de cultură, un coleg de-a meu astăzi mi-a zis, mă, dacă te duci tu la televiziune, mă, mai spune și de educație și mai spune o chestie foarte importantă. Mi-a spus el, Sandel, un contrabasist, profesor la facultate, la Facultatea de Muzică, de la Universitatea de Muzică din București și membru în Orchestra Sinfonică Radio, Orchestra Națională. Colegi, unde sunteți colegi. Da. Și chiar astăzi mi-a spus... Astăzi ați avut repetiție. Da, am avut repetiție, da. Și eu le-am spus că după trebuie să mă duc acolo și de-aia m-am îmbrăcat mai... Și zice, mă, dacă te duci, mă, spune și am, uite, îl citez, că foarte frumos a zis. Mă, cultura, zice el, cultura, avem nevoie de cultură. Avem nevoie să facem ceea ce nu mai facem de mult, poate n-am mai făcut de ani, zeci de ani de zile. Să luăm pe copii în licee și să vă răspund la întrebarea dumneavoastră și să-i ducem către un teatru, către un concert în filarmonică. E foarte important. Da. După care și noi să mergem în licee să cântăm. Eu de-aia m-ați întrebat dacă am mers deja în trei licee și am reușit probabil pe câțiva dintre ei să sensibilizez. Nu se poate probabil pe toți, dar rămâne ceva în ei. Ei sunt spirite atât de deschise, atât de puternice și... Totuși te primesc ușor. Eu am crezut că mă primesc greu. Știți cum a fost prima întâlnire? M-am speriat tare, pentru că ei au fost aduși așa, mai cu forța de director. O sală plină? O sală plină la Cervantes, acum vreo un an jumătate, da, doi. Vă dați seama, erau ele foarte buni, inteligenți și cultivați. Și probabil se gândeau, mă, ce mai vrea asta de la noi? Au venit toți acolo cu celularele, se uitau la celulare și nu mă ascultau. Zic, aoleleu, ce mă, ăștia mă omoară, mă mănâncă de viu, zic. Dacă nu-i cuceresc cu ceva, zic, mă mănâncă de viu. Da. Am ajuns să cânt un bac, nu prea, la clasic n-au prea mișcat mult, câțiva s-au uitat, pe care am făcut să le povestesc, să mă prind și l-am povestit. Cum am făcut eu violoncel, cum am început să cânt, făcând curte primei prietenele mele, întâi cu Bach și nu m-a ascultat, că Bach e mai greu de înțeles, e o muzică superbă, dar cine a fi făcut fără Bach? Dar văcând câteva acorduri doar, câteva acorduri, așa, să vedeți ce interesant e. E ca o plecăciune și l-am povestit. Uitați, aici când sunt aceste sunete, parcă el se duce și îi spune fetei, dansați? Și a zice, da, dansați. Și încă o dată, nu doriți să dansați? Și după ce dansează, se apucă să discute. L-ai văzut pe ăla? Sau pe aia? În echipe, cum se dansa acum, 400 de ani. Ba totuși... Și după aia dansează. Așa un stil preclasic de muzică, ei deja erau mult mai interesați. Și le-am spus, știți, m-am dus în cabine studențești din Cluj și vreau să-i fac o surpriză foarte plăcută unei fete de care îmi plăcea. Ea n-a ieșit la geam când a cântat Bach, bacarul a ieșit alți colegi și au aruncat cu pungi de apă după mine, că aveau sesiune, erau la medicină. Iar eu a trebuit să fac slalom printre pungile de apă, a fost o nebunie, pentru că dacă pică apă pe instrument, instrumentul s-a dus pe apă, sâmbete îi trebuie 50-60 de ani să se usuce. Așa că atât de, da, un instrument bun e cu atât mai bun cu cât e mai vechi și nu e crăpat foarte mult sau nu e spart, e cu atât mai bun lemnul. Da. Contează și cel care îl face. Ei, și m-am gândit, ce să fac a doua seară, cu ce să vin, că nu mai puteam să vin cu Bach, că nu le-a prea plăcut. Ăla se cântă mai mult, muzica preclasică se cântă în sală de concert, unde lumea e dispusă să asculte. Și atunci mă gândeam, înseamnă că nu trebuia să vin cu acest stil de muzică superb. Și am ascultat niște pe pick-up niște melodii mexicane, cântate de o formație și am învățat în noaptea aia să cânt o solemio, dar nu vă cânt aici că e prea puternică ca volum, e puternică canțoneta și încă o piesă spaniolă. Și am învățat, pentru prima oară în noapte, am învățat să fac pizzicato cu patru degete, ca la chitară. Ia uite ce salt calitativ. Pentru o domnișoară. Păi da. Și am început să cânt. Yo vengo unos ojos negros que el me los quiere comprar.
Pasando por el chiquero, mi amor pardado mal. Yo vengo unos ojos negros y él me los quiere comprar. Super. Pasando por el chiquero, mi amor pardado mal. Más te quisiera, más te amo yo. Mi toda la noche lo paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. Mi toda la noche lo paso suspirando por tu amor. Mi toda la noche lo paso suspirando por tu amor. Deci am avut succes, să știți, cu piesa aceasta, prima dată când am dat atunci, am avut succes mare. N-am mai aruncat cu pungi de apă, ceea ce a fost minunat. M-au și invitat la zilele lor de naștere când aveau, ei învățau foarte mult fiind la medicină. Fata n-a ieșit, n-a auzit, nu i-a plăcut, nu știu, dar eu am rămas cu prietenia lor și a fost fantastic. Uite ce salt incredibil, ce frumoasă experiență. L-am povestit-o liceenilor. Da. Și încet, încet am văzut cum cei de la Cervantes opreau celularele și fetele și băieții și ascultau. Și cei de 9 ani, 10 ani și cei de 16 ani, 15 ani. Aveau nevoie de viața, da, așa cum este. Și pe aia am povestit de Brâncuși și am povestit de Doină, de frumusețea acestui popor pe care ei nu-l prea cunoșteau, știi? Nici eu nu cunosc decât o parte a frumuseții acestui popor. Noi avem un popor foarte cu calități foarte frumoase. Niciodată n-am cotropit pe alți oameni. Poate am fost prea blânzi, cum zic unii. Mai bine așa decât să fim războinici. Suntem popor care n-am prea făcut rău. Da, oamenilor. Am doinit. Nouă ne facem rău, din păcate. Noi trebuie să învățăm să ne luăm mult mai în serios noi românii. Dar n-am un popor blajin, un popor blând. Popor care i-a plăcut să muncească și să cânte. Nu Doina, ce frumos a născut Doina. Și l-am povestit asta copilor, cu popor, cu Brâncuș, cu Colona fără de sfârșit, cu cele 16 romburi. Iar ultimul romb e deschis, adică da, cu moartea, poți să spui că rombul acela e cu moartea pe moarte, călcând, așa, un romb pe romb, da, și ultima e deschis, adică către absolut, către divinitate, către verticală. El a avut o viziune verticală a spiritului uman, extraordinar. A și spus că semnul meu de piatră este vertical, este sufletul, spiritul uman, spunea Brâncuș, care arde. Arde în interior de nerăbdare. Și asta să ajungă sus acolo, prin spiriții. Asta înseamnă probabil să ne deschidem sufletele și să trăim cu adevărat, că altfel o să ne meargă vorba că suntem vii, dar nu suntem vii, că dacă cumpărăm un kil de cartofi și facem mecanic niște munci, nu înseamnă că trăim, da, cu adevărat. Suntem trăiți de viață, mai bine să trăim noi cât putem de mult viața, pentru că avem putința asta, și să ne acceptăm pe noi mult mai mult și să ne iertăm mult mai mult. Altfel, vedeți, lumea, și lumea ajunge la violență. Și acest coleg, că am ajuns acolo, acest coleg mi-a spus, mă spune, că o cultură mai mare, și dacă mergem către copii, mergem și le cântăm, sau îi aducem la concerte și la sălile de teatru, cultura, a spus Yehudi Menuhin, un mare violonist, elevul lui Enescu, printre altele, Yehudi Menuhin a spus, cultura face ca să fie mult mai puțină violență în societate. Nu e perfectă nici cultura, tot va exista violență, dar mult mai puțină. Deci e foarte importantă cultura, educația iar e foarte importantă. Noi am vorbit acum de educație, e foarte important ca să-i luăm pe copii, să-i aducem sau să mergem noi către ei. Noi uneori greșim, așteptăm să stăm în țările de spectacol. Ce să stăm? Nu, uneori trebuie să ieșim din asta. Da. Să mergem către ei. Nimeni nu vine așa ușor. A cuceri ceva, un vârf, trebuie să mergi până spre vârf. Da, și trebuie să arzi ca să fie lumină, dar suntem inconsumabili. Da, suntem inconsumabili. Și ce ar fi să mai ardem să mai consumăm inepuizabil încă ceva? Super! Antitriștii noștri! Thank you.
Ia să fac un jazz românesc. Thank you.
pe moment s-a creat. De unde a venit? De unde vine? De unde vine muzica asta? Numai să o lăsăm, să o lăsăm să vină. De unde vine, oare? Să o lăsăm să vină. Că nu vine din cotul nostru, din nasul, din urechi, din... Nu, de unde vine? De unde vine? M-am tot întrebat, de unde? Din cot, din genunchi? De unde vine muzica asta? Deci e clar că există un suflet. E clar că există cele ce nu se văd. Care e probabil că sunt veșnice. E clar. Să râdem. Da, să râdem. Mă gândeam că este mai simplu să lăsăm muzica să iasă decât să vorbim deseori. E ca și cum cuvântul se străduiește să fie, pe când muzica vine în flux. Enescu, ce frumos a spus într-o frază monumentală, că muzica începe acolo unde cuvântul se termină. Dar totuși eu spun că cuvântul e sunet. Orice cuvânt e sunet. Uite, putem să ne distrăm și acum. Uite cum. Făceam și cu publicul în unele concerte. Spuneți un cuvânt, orice cuvânt. Un cuvânt mai lung. Așa. Orice. Și o mai iau după pronunția cuvântului pe care o veți face. După pronunția dumneavoastră. Luna pe cer și lacul întunecat. Știți cum sună sonor? Luna pe cer, are și accente în cuvânt, da. Și lacul întunecat. Tata, 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 are și ritmică. Luna pe cer și lacul întunecat. Tata, tata, tarata, tarata. Lăsăm muzica să umple luna și lacul. Tata, tarata, tata, 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 luna pe cer și lacul întunecat. Luna pe cer și lacul întunecat. Ia, mai spuneți un cuvânt. Soarele pe cer. Pe cer? Și lacul lumina. Că nu mai poate fi întunecat. Luna pe cer și lacul întunecat. Oare ce ar zice spectatorii? Ce cuvânt ar spune ei? Soarele pe cer și lacul lumina. Soare, mi-e dor de ochii tăi, lac luminat, ta 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 ta. Și lacul întunecat. Dar unde e lumina? Unde e lumina? Unde s-a ascuns lumina? Da, 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 da. E în noi. E în voi. Lacul luminat din voi, lacul luminat din voi, lacul luminat din voi, oh, lacul luminat din voi, lacul luminat din voi, lacul luminat din noi, lacul luminat din voi. Da, da, da. Putem crea orice. Putem crea orice.
tristă, dar e veselă. Râsul, plânsul, știți, la noi, la români, ce frumos am creat acum, iară, fără să, din nimic, din două cuvinte, dar nu e nimic, vezi, nu există nimic. Da, aparent din două cuvinte. Luna pe cer și lacul într-un regat. Ce frumos, de aici am ieșit. Unde am ajuns? Nou, Adrian, am mers să... într-o călătorie împreună. Da. Vezi? Exact. Râsul, plânsul la noi, la români, e fantastic. Cu ochi râde, cu ochi plânge. Melodia e tristă, dar e veselă. Da. Mai avem vreo 8 minute, cam așa. Timpul trece. De fapt, asta este treaba timpului, da, să treacă. Exact. V-am văzut precum un profet undeva într-o câmpie verde sau într-o pustie sau în vârful muntelui sau într-o mare, vorbindu-ne despre viață. Dacă v-ar întreba cineva, vorbiți-ne despre iubire prin muzica dumneavoastră. Ce-am face acum? Iubirea. Ah, ce frumoasă provocare! E bine că mă provocați, mă inspirați. Și vom merge acum pe drumul acesta al iubirii. Câtă speranță, nu? Câtă speranță aici în muzica, în acordurile acestea. Știți cum consider o melodie frumoasă? Când mi se ridică părul pe mână. Și mi s-a ridicat părul pe mână. Thank you.
propun să nu ne oprim din cântat, dar lasă-mă să-ți mulțumesc în timp ce cântăm pentru bucuria acestei ore. Fie se prelungească în viața noastră, cu fiecare Crăciun, cu fiecare an nou, cu fiecare zi, bucuria de a lăsa muzica vieții să ne umple. Vă mulțumesc! Îți mulțumesc tare mult! Pentru sufletul ăsta care mi l-am dăruit și pe care noi l-am dăruit celor care ne privesc.